corupție. Un termen atât de scurt, care definește atât de multe lucruri. O vedem peste tot. Pe străzi, la televizor, până și în școli. Sunt dezamăgită de voi. Mai atât de puțin până la BAC și voi sunteți doar atâți în clasă. Ăsta este un test. O să fie testul final. Și de acum încolo o să depindă de voi. Vă rog frumos, să luați în serios. Nu pot să cred că sunteți atât de inconștienți. Vreau să fiți hotărâți în legătură cu ce desfacere am în bolă. Eu v-am ajutat cât am putut, iar acum încolo o să depindă doar de voi. Vezi că nu-ți-ai scris numele. Eu cred că știi cum mă cheam. Ce frumos desenezi! Te-ai gândit să dai mai departe? La arte, Patrick? Nu chiar, e mai mult așa un hobby. Și vorbim de mai departe. Știi, mai sunt doar 2 săptămâni până la BAC. Așa și? Și ce vreau eu să zic e că sunt controle peste tot în liceul ăsta. Și de ce spui mie asta? Pentru că eu trebuie să dispar cât mai repede. Mai doar 2 zile să-mi aduci testul de bani. Ce bani? Am crezut că întâlneam cu chestia asta de mult. Te-am cărat din clasa noua până acum. Ai face bine să-mi aduci banii. Că dacă eu cad, tu urmezi. Și ar fi păcat ca tocmai părinții tăi să-mi aduci. Băi, frate, deci sunt terminat. Mi-a cerut bani ca să mă bagi în BAC. Știi că Direcția Generală Anticorupție deja face controle. Tu unde știi? Am auzit. Și ai idee cine i-a anunțat? Thank you.
Eu am fost. Eu te-am denunțat la cine la DJ. De ce? Băi, m-ai distrus. Nu era corect ceea ce făcea. Aceasta a fost povestea mea. În viața ai mereu de făcut alegeri. Poți merge pe drumul scurt și fără rezultat. Sau pe cel anevoios și să culegi laurii victoriei. Alegerea este a ta. Alegeți corectitudinea. Seven seas and